Înainte să ocupați locurile, din respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, vă rog cu reverență, cu respect sfânt față de Dumnezeu, să ascultați citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Am să citesc din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, de la versetul 1 și până la versetul 13, pagina în Sfânta Scriptură, 1027-1028. V-aș ruga în timpul vestirii Evangheliei, dacă aveți celulare, să vi le închideți sau să le puneți pe sistemul de vibrație. Și aș dori ca în aceste momente, când sunt convins, nu că vorbesc eu, ci aș dori să ne vorbească Dumnezeu. Eu am nevoie de un cuvânt de la Domnul. Am venit de departe până aici. Dar există unul care a venit mai departe decât mine. El este prezent în mijlocul nostru. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Aș vrea în această seară să pleci diferit din locul acesta. Ai venit firesc, aș vrea să pleci duhovnicesc. Ai venit păcătos, aș vrea să pleci un sfânt. Există și astăzi sfinți, nu doar pe pereții bisericii, nu doar cei din secolul I, secolul IV sau secolul VI au fost sfinți, ci pot să fie și sfinți în secolul XXI. Suntem chemați la sfințenie, depinde de răspunsul nostru. Iată ce spune Biblia. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel. Nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun, noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Eu nu vreau să fac ordine în biserica dumneavoastră, mă bucur foarte mult că am venit, dar vă rog frumos, în minutul care urmează, întoarceți-vă unul spre altul, în față, în spate și cu o față zâmbind, să vă văd că zâmbiți. Spune: Mă bucur că te văd în casa Domnului. Dați mâna unul cu celălalt și spuneți că vă bucurați. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Am o să nu dați mâna cu tărândul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt pentru prima dată în localitatea și în biserica dumneavoastră, mă simt onorat. Am venit aici datorită lui Adi, în primul rând. Adi este un băiat extraordinar, are toate calitățile, mai lipsește un singur lucru. Ajutați-l! Pentru o perioadă a fost în Statele Unite, a slujit în biserica Maranata, având în vedere că sora lui Adi, căsătorită cu soția păstorului asistent care l-am acolo, a fratelui Jean Meseșan, a slujit o perioadă acolo și vreau să vă spun și să mulțumesc fratelui păstor, păstorului dumneavoastră, care are un spirit de orientare extraordinar. Printre slujitorii care a ales, v-ați orientat bine spre Adi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și e mare har să ai un păstor care să aibă spirit de orientare și să promoveze oameni. Ăsta e un lucru extraordinar. Păstrați-l. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Mulțumesc că m-ați invitat și dumneavoastră. Apreciez, mă simt onorat să fiu aici. Adi a slujit în biserica Maranata, a slujit foarte bine. Este un tip, un frate, numiți-l cum vreți, capabil.
un băiat care îl iubește pe Domnul și asta vă spun că îl cunosc, că dacă nu l-aș cunoaște, eu nu prea spun cuvinte elogioase la adresa celor care nu-i cunosc numai de dragul de a-i măguli, ci ceea ce vă spun, vă spun din inimă, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Mulțumesc! Sunt aici împreună și cu băiatul meu, așa cum ați văzut, cu Emanuel. Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos în viața lui, lăsând Statele Unite, America, cu toate posibilitățile care le oferă unui tânăr crescut acolo, educat acolo, vorbind stâlcind limba română, acum 6 ani a venit și mi-a spus, Dumnezeu mi-a vorbit să mă mut în România. Am rămas șocat. Și unde să te muți? Mă gândeam în zona unde, de unde deriv, de unde vin eu, din Maramureș, din Baia Mare. Nu, zice, în Arad. În Arad? Dar ce să faci în Arad? Eu nici nu cunosc decât numai niște păstori în Arad. Bar n-am de Arad. Acolo mi-a vorbit Dumnezeu să mă duc și mă duc în Arad. Vrei, nu vrei, mă duc în Arad. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, cine se poate împotrivi? Și ce să faci în Arad? Nici nu ești însurat? Vrei? M-am gândit că... Nu. Ceva fată, o găsit-o pe undeva prin ceva biserică și aia e din Arad și... Nu, dar nu era nicio fată la mijloc. Mi-a spus, Dumnezeu mi-a vorbit. Și ce să faci în Arad? Aș vrea să fac un centru, un han de poposire pentru toți cei căzuți și bătuți de tâlhari. Lucrul acesta mi l-a pus Dumnezeu pe inimă. E aici și Kevin. Kevin, ridică-te un pic în picioare. Același lucru din Phoenix, Arizona, îl face și Kevin, care împreună cu Emanuel s-au hotărât și au venit aici și fără să aibă vreun sponsor american, fără să aibă pe cineva în spate care să-i motorizeze, doar Dumnezeu care le-a vorbit, au venit, s-au așezat aici și astăzi, prin harul lui Dumnezeu, aproape e finalizat centrul din Sântana, un han de poposire pentru toți cei căzuți. Biserica n-are timp ca să se ocupe de cei căzuți, pentru că natura bisericii, nu că nu ar fi asta, dar trebuie timp pentru așa ceva. Samariteanul nu s-a ocupat el personal, decât l-a luat pe cel căzut, l-a pus pe asin, l-a dus la hanul de poposire, i-a dat 2 bănuți hangiului și a zis, ai grijă de el, eu mă duc să mai caut alți căzuți. Și la întoarcere, dacă cheltui mai mult cu el, am să-ți plătesc. Mai mult, dacă trebuie să plătesc. Aceasta o face samariteanul milos, care este Domnul Iisus Hristos și prin ei Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta. Vă rog să-i susțineți, să vă rugați pentru ei și vă mulțumesc anticipat. Dragii mei, în această seară aș vrea să vorbesc despre un subiect despre care Sami a cântat. Când am ascultat cântarea asta, Sami, am zis, biserica arată jalnic. După cum tu ai cântat, e foarte jalnică biserica. Oare să fie chiar așa? Am ajuns noi în starea asta despre care s-a cântat. Sigur că ne place să fim lăudați. Nimănui nu-i place să fie jignit sau să îi se spună adevăruri despre el. Nouă oamenilor ne place să fim mințiți. Dacă se spun lucruri frumoase despre noi, așa ne umflăm în pene, ai, ce bine ne simțim. Dar dacă cineva ne-ar spune niște adevăruri despre noi, așa ne-am ofili, ne-am șifona, așa ne-am deranja, încât nici n-am mai vrea să vorbim cu persoana respectivă. Însă Hristos ne cheamă să iubim adevărul, să trăim adevărul, să spunem adevărul și dacă spunem adevărul, să ne pregătim de suferință. Pentru că El însuși este adevărul. Aș vrea în această seară să am un subiect pe care am să-l intitulez Semnele exterioare ale unui om născut din nou. Biserica Domnului este o biserică formată, ar trebui să fie formată din oameni născuți din nou. Faptul că în biserică sunt mai mulți oameni nenăscuți din nou decât oameni născuți din nou este datorită faptului a ceea ce ai cântat. Dacă în următorii 10 ani, țineți minte ce vă spun, biserica Domnului, biserica evanghelică, biserica penticostală, nu va accelera, nu va sublinia, nu va accentua și nu va pune accent pe nașterea din nou, o să avem o biserică lumească și o lume bisericească. Avem 100 de ani în România de când biserica evanghelică, de când biserica penticostală s-a înființat. Începând din 1920, continuând în 1922 și apoi fiind
acceptată de sistemul politic, respinsă, apoi din nou acceptată și până la urmă astăzi este recunoscută de statul român. Dar nu e importantă să fie recunoscută de guvern, ci important este să fie recunoscută de Dumnezeu. Dragii mei, noi avem oameni foarte talentați. Talentați la muzică, talentați poate la predică, talentați în multe domenii. Însă vreau să vă spun că în orice domeniu, indiferent cine e, că e ordinat sau nu e ordinat, omul acela, creștinul acela, are imperios necesar nevoie de naștere din nou. Și aș vrea să explic ce este nașterea din nou în această seară, în lumina care mi-a dat-o Dumnezeu. După cum Nicodim, fruntașul iudeilor, teologul vremii de atunci, habar n-avea de conceptul acesta care l-a adus Iisus pentru prima dată în istoria omenirii. Naștere de sus. Toți filozofii antici înainte de Hristos au vorbit despre schimbarea omului. Platon, Aristotel, Socrate, toți au vorbit de faptul că omul, trestia gânditoare, are nevoie de o schimbare, de o revoluție interioară. Însă această schimbare nu se poate realiza decât pe bază educativă. Adică omul trebuie luat, trebuie introdus într-o școală, într-o școală de retorică, dacă vrea să vorbească în public. Omul trebuie educat ca să vorbească în public. Există niște parametri ale oratoriei publice. Există niște reguli pentru ca să poți să vorbești în public. Dar omul nu se naște cu aceste reguli, cu aceste predilecții, ci omul se naște nu într-un fel sălbatic, dar aproape de sălbăticie. Omul trebuie educat. De ce a ajuns omul în aceste stări de sălbăticie? Datorită faptului, nu Dumnezeu l-a creat așa, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Asta înseamnă perfecțiune. Dumnezeu ne-a creat într-un mod perfect. Prin căderea în păcat, omul a devenit un mare imperfect. De aceea facem greșeli, pentru că nu suntem perfecți. Păstorul nu e un om perfect. Poate să-l condamnă toți imperfecții, că nu face lucruri perfecte, pentru că nu-i perfect. Biserica nu-i perfectă. Poate să se considere păstorul perfect, dar biserica nu e perfectă pentru că e formată din imperfecți. Și prin urmare, imperfecțiunea asta generală, socială, globală, creează situații care le avem în societatea contemporană. Prin urmare, pentru prima dată Iisus aduce un concept diferit în lumea noastră și anume naștere din nou. Ce-o fi nașterea asta din nou? Nicodim, teologul de atunci, nu pricepe. Mai poate un om de 100 de kilograme să intre în burta mamei și să se nască din nou? Despre ce vorbești, Doamne? Iar Iisus este șocat că teologul vremii, diplomatul, doctoratul de atunci, doctorul în teologie, nu pricepe ce e naștere din nou. Tu, Nicodime, nu înțelegi ce e naștere din nou? Dacă ți-am vorbit de lucruri pământești și nu le pricepi, cum va fi dacă îți voi vorbi despre lucruri cerești? Nicodime, și de 3 ori accentuează Iisus importanța nașterii din nou. Versetul 3 spune așa: dacă nu vă nașteți din nou, nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. Versetul 5: dacă nu vă nașteți din nou, nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și versetul 7 este un verb la imperativ: trebuie să vă nașteți din nou. De data asta nu se mai adresează doar lui Nicodim, ci se adresează întregii națiuni a lui Israel, se adresează întregii biserici de aici din Ghiroda și nu numai, ci tuturor creștinilor de-a lungul timpurilor care vor exista, dacă vor să vadă, dacă vor să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să se nască din nou. În seara aceasta eu spun întrebarea, penticostal fiind, ortodox, catolic, reformat, greco-catolic, metodist, fie ce-ai fi tu, tu ești născut din nou? Ca să se întâmple această naștere din nou, am să vorbesc despre niște semne exterioare. După cum, de exemplu, botezul cu Duhul Sfânt are niște semne exterioare, da? Cum știm noi că un om e botezat cu Duhul Sfânt? Biserica Penticostală, conform Bibliei, spune așa: un om care e botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, primul semn exterior care îl vedem noi, oamenii cei din jur, îi vorbirea în limbi. Dar nu-i doar vorbirea în limbi.
Pentru că omul nu trebuie să se rezume la o vorbire în altă limbă după ce e botezat cu Duhul Sfânt și după care poate să plece liniștit, să nu-l mai intereseze celelalte virtuți ale Duhului. Acolo mai există roada Duhului, mai există darurile Duhului și toate acestea lucrează împreună pentru ca în final, când viața se va termina, să fim asemănători lui Hristos. Dar noi am luat doar prima secvență, prima treaptă, să vorbească în limbi. Vorbește în limbi, îl ordinăm. Dar nu ne interesează, are omul ăsta roadă sau n-are? Are chemare sau n-are? Ci important e să fie botezat cu Duhul Sfânt. Și important să fie. Însă, importanța botezului cu Duhul Sfânt nu este doar vorbirea în limbi, ci trebuie să se vadă acea schimbare care o face Duhul Sfânt în fiecare zi, în viața noastră. Prin urmare, Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, Nicodim, uite cum se naște un om din nou. Un om nu se naște din nou că s-a născut în biserica ortodoxă sau penticostală. Tu poți să te naști într-o familie de pocăiți, dar nu înseamnă că ești pocăit. După cum eu dacă mă nasc în spital, nu înseamnă că-s doctor. Dacă mă nasc într-un avion, nu înseamnă că-s pilot. Poți să te naști într-o familie de pocăiți, dar tu nu ești pocăit dacă nu te naști din nou. Poți să te naști într-o biserică ortodoxă, să te ducă, să te boteze, dar tu nu ești creștin dacă nu ești născut din nou. Pentru că nașterea asta din nou nu face biserica, nu face un cler, nu face un sobor de preoți, nu face un consiliu legislativ. Nașterea asta din nou, spune Domnul Iisus, o face doar mediul despre care îți vorbesc, Nicodime. Și care-i mediul ăla, Doamne, să mă nasc din nou? Că dacă nu-i mama să intru în burta ei să mă renasc, nu-i mediul ăsta. Dacă nu-i biserica, mediul ăla să mă renasc, nu-i biserica. Dacă nu-i un sobor de preoți și dacă nu-i un grup de nași și dacă nu-i o sărbătoare, Doamne, care-i mediul să mă nasc din nou? Că vreau să mă nasc din nou, dar cum? Nicodime, un om să se nască din nou are nevoie de două elemente sfinte. Care sunt acele două elemente sfinte, Doamne? Și Domnul Iisus îi spune, un om se naște din apă și din Duh. Și ce-o fi însemnând apa? Să intre un om sub apă? Să se nască, să se boteze în apă? Asta înseamnă naștere din nou? Nu, Nicodime. Dar ce înseamnă apa, Doamne? Ne spune Apostolul Pavel în Efeseni 5, 25 și 26, când vorbește despre familie în felul următor. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și acum ascultați. Ca să sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. A, deci apa nu e altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Iisus îi spune lui Nicodim, mediul în care un om se naște din nou este cuvântul lui Dumnezeu. Un om, un creștin, fie el de orice confesiune religioasă, ca să se nască din nou trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Adică ăsta, Biblia. Biblia care nu e ortodoxă, care nu e penticostală, care nu are o națiune. Biblia e Biblie. Ea poate să aibă anumite traduceri, da, dar esența în orice traducere este aceeași. Nu există Biblia penticostalilor, Biblia martorilor, Biblia ortodoxilor, Biblia nu mai știu care, așa cui. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Ea are mai multe forme de traduceri, da, în America sunt vreo 10 sau 12 traduceri. În România sunt poate 4 sau 5 traduceri, dar toate în esență vorbesc despre același lucru. Topica diferă. Și zisa Domnul, de exemplu, este traducerea Bibliei de la București, iar traducerea lui Cornilescu și Domnul a zis. Același lucru, doar topica diferă. Topica înseamnă aranjarea cuvintelor în propoziție. Eu pot să spun o propoziție punând cuvintele în diferită ordine, dar cu logică. Însă toate să explice același lucru. Și acum, ca să te naști din nou, Nicodime, tu ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și încă de ceva, de Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu cine este până la urmă? Iată ce spune Ioan, și cuvântul s-a făcut trup. Ioan capitolul 1, versetul 14, și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Noi niciodată n-am fi înțeles pe Dumnezeu. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi întrupat, nu s-ar fi limitat, nu s-ar fi materializat, dacă cuvântul acesta lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu din Dumnezeu adevărat n-ar fi venit în lumea noastră, niciodată nu l-am fi înțeles pe Dumnezeu. Dar cuvântul s-a materializat și a venit la noi ca să-L pricepem pe Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup. Adică cuvântul a devenit vizibil, pentru că cuvântul nu are formă, el are sunet.
Ceea ce auziți dumneavoastră din gura mea acum sunt niște sunete. Niște sunete pe care le percepeți, le înțelegeți. Este muzicalitatea asta limbii române. Dacă aș începe să vorbesc în limba engleză, poate 2-3 m-ați mai înțelege de aici. Pentru că nu știți muzicalitatea aia limbei engleze, nu o pricepeți, nu o înțelegeți. Cuvântul s-a făcut trup, adică a devenit clar pentru noi. A venit să ne vorbească despre Dumnezeu. Și cuvântul acesta care s-a făcut trup, a locuit printre noi, s-a materializat, a vorbit cu noi, ne-a explicat și acesta este Iisus Hristos. Deci un om care nu se naște din Hristos și nu se naște din Duhul lui Dumnezeu, nu poate fi născut din nou. Ăla nu-i născut din nou. El poate veni la biserică, poate să se numească din moș strămoș creștin, dar nu-i creștin. Istoric, da, dar biblic, nu. Prin urmare, Dumnezeu nu vrea niște creștini istorici. El vrea niște creștini biblici. Prin urmare, nașterea din nou este o experiență personală. Tu te-ai născut în familie de pocăiți. Tata și mama au fost penticostal. Dar tu nu ești penticostal. Tu nu ești pocăit. Tu nu ești întors la Dumnezeu dacă n-ai trecut prin nașterea din nou. Poți să te botezi în apă. Că există botez în apă fără naștere din nou. Ne bucurăm că avem 20, 30, 5, 7, nu știu, la botez. Slavă Domnului, sărbătoare! Îi băgăm în apă, îi botezăm, dar ei nu-s născuți din nou. Ies de acolo și rămâi șocat, botezat în apă să fumeze, să înjure, să curvească, să facă prostii, să facă atâtea anomalii. Doamne, fer să mai ajungă și în slujbe. Ne bucurăm că au talent și cântă frumos. Bine, mă, dar auzi cum se comportă afară. Lasă-l, frate, cum se comportă afară. Se comportă, lasă că l-a întoarce Dumnezeu odată. Dar auzi ce fain cântă. Pentru noi mai important e talentul decât nașterea din nou. Din cauza asta biserica ajunge în derivă. Din cauza asta ajungem în situațiile în care ajungem și cultul penticostal ajunge în situațiile care le ajunge. Fie că o luăm la extremă pe panta bisericilor emergente, schimbând forma de închinare și considerăm că o formă de închinare nouă ar schimba biserica. Niciun surogat pe care îl folosim nu poate schimba biserica. Iisus a spus, singurul lucru care schimbă biserica este dacă omul se naște din nou. Adică tu ăla, iartă-mi că indic spre tine că tu ești bun, că Dumnezeu nu face rebuturi, dar tu ăla care ești rău, da? Dacă nu vii la Hristos și nu te schimbă Hristos, tu ești tot același om rău. Poți să te bagă în apă uscat și te scot ud, dar în rest nu-i nicio diferență. Ai nevoie de o întâlnire cu Hristos. În această seară, iubiți frați și surori din biserica din Ghiroda, că sunteți penticostal de 20 de ani, de 30 de ani, mulți înainte, Dumnezeu să vă ajute, dar de nu sunteți născuți din nou, nu eu spun, Iisus, nu vedeți? Nu intrați niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Ce vreau în această seară de evangelizare, la finalul acestei seri, să facem o rugăciune cum n-am făcut-o niciodată și să-i spunem, Iisuse Hristoase, vrem să fim născuți din nou. Atât noi cât și copiii noștri, vrem să fim născuți din nou, că vrem să vedem și vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Știți, diferența între un om născut din nou și unul nenăscut din nou este că omul nenăscut din nou iubește lumea și lucrurile din lume. Iar omul născut din Dumnezeu iubește lucrările lui Dumnezeu. Tu simplu poți să-ți dai seama dacă ai nașterea din nou sau nu. Dacă îți place mai mult să mergi la meci decât să vii la biserică, dacă îți place mai mult să te uiți la televizor decât să vii la biserică sau să citești în Biblie, dacă petreci mai multe ore pe telefon decât să stai de vorbă cu Dumnezeu, tu nu ești un om născut din nou. Simplu. Nu-i matematică, nu-i filozofie, nu-s ecuații, știu eu și răs ecuații prin care să-ți dai seama. E un lucru simplu. Ceea ce iubești, spune cine ești. Iubești pe Dumnezeu, vei dori mai mult prezența lui Dumnezeu. Să fie la mol reduceri de 100%. Tu, dacă e biserică, vii la biserică, pentru că iubești prezența lui Dumnezeu. Numai că ce iubești mai mult, acolo îți vei petrece timpul mai mult. Și asta vorbește dacă tu ești sau nu ești născut din Dumnezeu. Auziți ce spune în 1 Ioan capitolul 3, versetul 9 și 10. Cei care sunt născuți din Dumnezeu nu mai fac din păcat un mod de viață. Chiar urăsc păcatul. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Pentru că sămânța lui, adică sămânța aceea dumnezeiască, care a venit prin Hristos și prin Duhul Sfânt,
rămâne în el, adică în cel născut din nou. Și el nu poate păcătui, în sensul că nu poate face din păcat un mod de viață. Păcatul în viața lui e un accident. Dar de ce nu poate păcătui? Fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Iată că forma de a măsura pocăimetru ăla de sfințenie îl pot realiza imediat în viață. Este un om pe care îl urăsc, un frate din biserică pe care îl urăsc și nu pot să-l văd? E o problemă. Problema este nenașterea mea din nou. Faptul că sunt firesc, n-am cum să iubesc pe cei ce mă urăsc. Și n-am cum să iubesc nici pe cei ce mă iubesc. Că uneori și cei ce mă iubesc mă incomodează și mă deranjează. Dar cei care mă urăsc, cum să iubesc? Ni se pare paradoxal, de-a dreptul de dominul prostiei. Cum să-l iubesc eu pe cel ce mă urăște? Dar asta e prostie. Toată lumea zice, dacă te urăște, urăște-l. Însă Hristos spune diferit. Dacă te urăște, iubește-l. Asta înseamnă fire dumnezeiască. Cealaltă e fire pământească. Și între cele două firi, tu alegi ce vrei să fii. Alegi să fii din fire dumnezeiască sau alegi să fii din fire pământească. Poți să fii penticostal cât îi fi și tot neamul tău să fie penticostal. Dacă nu ești născut din nou, ești în pericol. În Romani capitolul 8, versetul 8 și versetul 9, Apostolul Pavel ne spune cât de gravă este starea asta firească a unui creștin, care zice că totuși este creștin, dar este firesc. Iată ce spune Pavel: deci, cei ce sunt pământești sau firești, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Dragul meu, în această seară te provoc, indiferent cine ai fi, copil din familie de pocăiți sau chiar pocăit, care ai devenit pocăit între timp, aș vrea să-ți verifici viața și să ne verificăm viața dacă suntem născuți din nou. Și acum am să prezint 4 forme de manifestare ale nașterii din nou. Cum îmi dau eu seama de tine, cum îți dai seama de mine că-s născut din nou? Că nu scrie pe fruntea mea născut din nou. Că dacă ar scrie, am putea identifica foarte ușor. Pe fruntea lui a scrie, pe fruntea celuilalt nu scrie și atunci știm care-s născut și care nu-s născut din nou. Dar care sunt acele elemente de identificare în a vedea care-i născut din nou și care nu-i născut din nou? Și am să prezint 4 forme. Prima formă a unui om născut din nou este schimbarea vorbirii. Un om care are o naștere din nou, el are un limbaj diferit de cel care nu-i născut din nou. Dumnezeu, când ne-a creat, ne-a creat într-o formă diferită de regnul animal. Suntem cei mai diferiți din creație. De aceea teologii numesc omul coroana creațiunii. Este cel mai frumos omul din toată creația. De aceea Dumnezeu l-a pus pe om să stăpânească peste peștii mării, peste animalele de pe câmp, peste întreagă creația aceasta de pe pământ. Însă Dumnezeu i-a dat omului ca mijloc de comunicare vorbirea. Numai animalele nu vorbesc. Animalele comunică prin sunete. Însă omul, prin viu grai, vorbește. Omul a fost creat să comunice cu Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbea și omul îi răspundea. În fiecare dimineață, în răcoarea zilei, Dumnezeu se cobora în grădina Edenului și stătea de vorbă cu omul. Și omul comunica cu Dumnezeu. Limbajul este un dar extraordinar de la Dumnezeu, pe care dacă nu îl pocăim, nu îl convertim, datorită căderii în păcat, el a ajuns perisabil. Așa se întâmplă că mulți creștini din biserică încleștează pumnul și, interesant, deși se numesc creștini, înjură toți sfinții. Vorbesc sarcastic la adresa cerului. Vorbesc foarte urât la adresa lui Dumnezeu. Sau vorbesc vulgar cu prietenii, cu vecinii, cu cei cunoscuți, cu cei apropiați, cu cei care l-au enervat. Pentru că limbajul lui demonstrează că nu-i născut din nou. Diferența între un om născut din nou și unul nenăscut din nou se vede și prin felul cum vorbește. Mi-amintesc acum de John Wesley, fondatorul metodismului, care spune că într-o zi
În timp ce el mergea din localitate în localitate și predica Evanghelia în vremea lui, undeva prin secolul 19, în timp ce predica Evanghelia, el avea doar, exact cum are dirijorul, acel stativ, sau cum să-l numesc, acea treaptă pe care se urca, acel podium micuț, pe care se urca fără sisteme acustice, doar cu vocea lui de bariton striga și când predica Evanghelia se aduna o mulțime de oameni în jurul lui, asculta Evanghelia, după ce termina de predicat Evanghelia, făcea chemare, oamenii se predau, se pocăiau și mergea în altă localitate. Într-una din zile când a ajuns într-o localitate și a pus acel podium jos, s-a urcat pe el și a fost gata să înceapă predica. Dar în timp ce a început predica, a simțit o mână străină în buzunarul lui. Când a realizat că e o mână străină, cineva îi furase banii care avea în buzunar, banii care îi folosea pentru aceste misiuni creștine pe care el le făcea. Și hoțul acela i-a luat toți banii din buzunar. Când el s-a trezit puțin târziu, a sărit de pe podium și fugea după hoț să-l prindă. Însă hoțul era mai sprinten de picior și John Wesley nu l-a mai prins. N-a putut să-l prindă, să pună mâna pe el. Și s-a gândit, Wesley, ce pot să fac? Mi-a furat toți banii. Și a venit o idee. În timp ce el fugea după hoț și hoțul fugea, a strigat în urma pașilor lui următoarele cuvinte. Într-o zi ai să regreți fapta care ai făcut-o. Dar când vei regreta, adu-ți aminte că sângele lui Iisus Hristos te spală de orice păcat. Și cuvintele astea l-au ajuns pe hoț și i-au intrat în cap. Și i-au intrat în suflet. Și i-au intrat în inimă. A ajuns hoțul într-un loc, într-o peșteră unde își avea locul. A ajuns acolo și a scos toate lucrurile din sacul care l-avea și pe care lucrurile care le fura și le punea în sac, l-a scos în grabă și în sfârșit a ajuns și la banii predicatorului. I-a luat banii și a început să-i numere. Dar când începea să-i numere, auzea vocea predicatorului. Într-o zi ai să regreți fapta care ai făcut-o. Dar atunci când vei regreta, adu-ți aminte că sângele lui Iisus te spală de orice păcat. Și s-a temut, a pus banii înapoi. A zis, lasă că o să treacă vreo 2-3 zile și mi se liniștește conștiința. După 3 zile, a luat din nou banii să-i numere, vocea predicatorului era mai gravă și mai acută în conștiința lui. Și s-a speriat și a zis, ăsta nu-i lucru curat. Niciodată, din câte lucruri am furat, nu am avut păreri de rău, n-am avut regrete, dar nu pot să mă ating de banii aceștia, nu știu ce înseamnă asta. Zile la rând s-a luptat cu conștiința lui, însă conștiința l-a învins. Și a zis el în final, am să iau banii și să-i duc înapoi predicatorului. L-a ajuns pe Wesley într-o altă localitate, unde Wesley predica cu același elan Evanghelia ca și altă dată. La finalul predicii Wesley a pus întrebarea, este cineva în sală care vrea să-l primească pe Iisus? Știți cine s-a predat prima dată? Hoțul. Domnule Wesley, vă amintiți că în urmă cu câteva zile ați fost jefuit de un hoț? Da, a spus Wesley, cum să nu mă amintesc, m-a lăsat fără bani. Eu sunt hoțul acela, domnule Wesley. Am venit să vă aduc banii înapoi, aici sunt toți banii, numărați-i, n-am cheltuit niciun ban. Și Wesley șocat, dar cum, de ce? Ce s-a întâmplat? Domnule, spunea el, dacă m-ați fi prins, dacă m-ați fi bătut, niciodată n-aș fi scăpat de plaga asta. Dar cuvintele, domnule, cuvintele care le-ați strigat în urma pașilor mei când fugeam, ăstea m-au atins, m-au ajuns. Și vreau să vă întreb, mă mai poate ierta și pe mine Iisus Hristos? Aici vă dau toți banii, dar vreau și eu iertarea lui Dumnezeu. Sigur că Domnul te poate ierta. Și acolo s-au plecat pe genunchi și dintr-un hoț Dumnezeu a făcut un sfânt. Vă întreb dacă Wesley ar fi strigat în urma lui, a, să te bată Dumnezeu, lasă că nu știu, s-ar mai fi întors hoțul înapoi? Niciodată. Știți ce mult contează ce vorbim? Pentru că ceea ce vorbim spune ceea ce suntem de fapt. De aceea în procesul acesta al nașterii din nou, spune David în Psalmul 40, versetul 1-3, când m-am întâlnit cu Dumnezeu și m-a schimbat Dumnezeu, oameni buni, zice David, Dumnezeu a făcut o schimbare de au văzut-o toți din jur. M-am mirat și eu de schimbarea care mi-a făcut-o Domnul, dar s-au mirat și cei din jur. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. Și el s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scros din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii și acum ascultați, mi-a pus în gură o cântare, o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți, au zis nu puțin,
Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Adică de ce s-au temut? Ce minuni face Dumnezeu! Ăsta care cânta numai cântările diavolului și care vorbea vulgar, auzi numai ce cântă, laudele Domnului. Cine l-a schimbat pe ăsta de cânt așa minunat, de vorbește așa minunat? Există un singur răspuns, puterea lui Dumnezeu. Dragul meu, în această seară, eu nu știu cum vorbești cu soția, cum vorbești cu soțul, cum vorbești cu copiii, dar mă rog în această seară Dumnezeu să-ți schimbe limbajul. Pentru că puterea aceasta lui Dumnezeu nu doar te face să vorbești în alte limbi, dar în limba maternă îți schimbă vorbirea. Nu te mai lasă să drăcuiești, să blestemi, să vorbești vulgar, ci Dumnezeu îți dă puterea să vorbești frumos și atunci când cineva te calcă pe pantof, și atunci când cineva staie calea cu mașina și te enervezi, și atunci când cineva îți face o nedreptate, vorbirea ta e o vorbire duhovnicească. De aceea spune apostolul Iacov, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă, esență, să dea esență, să nu fie una care zdrobește. Știți că cu cuvântul poți să înnobilezi sau să distrugi un suflet? Împotriva lui Ieremia, spune Biblia 18:18, că s-au ridicat bătrânii lui Israel, care aveau fețele ca și cremenele crispate, se uitau la Ieremia ca la un apolitic, ca la unul care este împotriva națiunii lui Israel, pentru că profeția tot timpul împotriva voii lor și împotriva viitorului lor. Ei considerau că Ieremia era un trădător, fie al Egiptului, fie al popoarelor care veneau și îi cotropeau, îl considerau un trădător. Însă Ieremia era un om al lui Dumnezeu. Și atunci au zis, cum să-l nimicim noi pe tânărul ăsta din popor, care ne strică toate planurile, care descurajează poporul prin profețiile lui? Ce să facem noi? Ascultați, au zis ei în felul următor, haideți să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Pe un om poți să-l distrugi cu vorba. Știi ce mult contează când se termină slujba, să te duci la păstor, să-i spui, frate păstor, ai făcut o slujbă bună. Sau poți să mergi la el și să spui, bă, ești o catastrofă. Știi ce mult contează? Spunându-i azi și mâine că e o catastrofă, spunându-i azi și mâine unui care o cânta slabă, o cânta fals, bă, lasă-te de cântare, mai bine apucă-te de recitat, că nu ești tu de cântare. Spunându-i numai cuvinte din acestea josnice, știi, spunându-i copilului tău, mă, ești prost. Știi că el chiar va crede într-o zi că e prost? Mă, nu ești bun de nimic. Știi că el va crede că nu-i bun de nimic? Și într-o zi se va apuca cu toți hoții și derbedeii să se unească, că cu ăștia probabil el va gândi că e bun și să ajungă după gratii, din cauza că tu ai fost neînțelept și ai spus nu ești bun de nimic. Nu o să fie nimic de tine, de viitorul tău. Fii atent la vorbele care le rostești. Pentru că vorbele care le rostești demonstrează dacă tu ești născut din nou sau nu. Un al doilea semn al nașterii din nou este schimbarea gândirii. Cea mai mare problemă a poporului român este că nu-și schimbă gândirea. Toți care vin din Occident, confrați de-ai mei, când mă întâlnesc cu ei, cum te simți în România? Mă simt bine, dar gândirea asta, gândirea, ce-i mă cu gândirea asta? Păi uite, când intri în magazin, auzi cum vorbesc cu tine de urât, te iau așa. Bineînțeles, când intri în America, într-un magazin, îți zâmbesc toate vânzătoarele cu gura până la... E un zâmbet fals, noi știm că e fals. Dar mai bine zâmbetul ăla fals decât încruntarea asta sinceră. Că te simți mai bine. Intră acolo în magazin, hey, how are you? What are you doing? Ce mai vrei? Cu tare, gata să... Bă, ai impresia că îți dă pe gratis tot. Sigur că la urmă plătești, nu-ți dă nimic pe gratis. Dar contează foarte mult gândirea. Generația care vine o să aibă o altă gândire. Însă gândirea se formează funcție de generația trecută. Și dacă generația trecută are o gândire stricată, generația viitoare își va crea o gândire deformată. Dar o gândire nu se formează în baza unui sistem filozofic, nici în baza unei, știu eu, educații școlare, ci gândirea duhovnicească se formează dacă Iisus și Duhul Sfânt intră într-un om. Când Duhul Sfânt și Iisus intră în tine, nu în biserică. Că El în biserică poate să fie, dar dacă nu-i în tine, tu ești ca o piatră în apă. Poate să treacă. Ați văzut pietrele în apă? Luați o piatră din apă care a stat acolo zeci de ani. Spargeți piatra și veți observa ce veți constata. Știți ce veți constata? Că piatra în interior e uscată. Ea a stat în apă zeci de ani, dar niciodată apa n-a intrat în ea. Așa sunt unii creștini. Ei pot să fie în biserică zeci de ani. Dar dacă niciodată Hristos și Dumnezeu și Duhul Sfânt nu intră în ei,
Ei niciodată n-ajung să simtă acea plinitudine dumnezeiască în sufletele lor. De aceea în seara aceasta, dragul meu, ești chemat să schimbi gândirea. Nu este vorba de un brainwash, nu este vorba de o spălare a minții, ci schimbarea gândirii. Iisus îl provoacă pe Nicodim. Nicodime, trebuie să vă nașteți din nou. Știți de ce a venit Nicodim noaptea la Iisus? Gândirea lui Nicodim următoarea. Eu nu mă duc în timpul zilei, că de eu, teologul, doctorul în teologie, să mă duc eu la dulgherul, la fiul dulgherului din Nazaret și să stau de vorbă despre probleme teologice. Dar ce vor zice colegii mei de mine? Cum să mă duc eu la biserică, la pocăiți, ziua, să mă vadă colegii, să audă că am fost la pocăiți? Dar ce? Că o să creadă că m-am prostit, am înnebunit. Dar eu mă duc numai noaptea, să nu mă vadă nimeni. Nicodim a venit noaptea la Iisus, ca să nu-l vadă nimeni. Îl aprecia pe Iisus. Îl știa că Iisus este un bun teolog și este un om înzestrat de Dumnezeu. După cum o spune chiar el, știm că ești un om venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face, niciunul dintre noi teologii nu face ceea ce faci tu. Cred lucrul acesta, sunt convins, Doamne, dar crede-mă, n-am curaj să vin ziua, că mă tem de colegii mei, că o să-mi strig reputația, o să-mi strig relațiile, și eu decât să-mi strig relațiile și reputația, mai bine vin noaptea. Accept doar așa în surdină, să nu știe nimeni să stăm de vorbă. Și Iisus îi descoperă cele mai mari adevăruri, chiar dacă vine noaptea. Gândirea asta de a te rușina de Dumnezeu, de a te rușina să recunoști negativismul, eșecurile din viața ta, nu vine decât dintr-o gândire firească. Știi, oamenilor nu le este rușine să iasă în față la un football match sau, știu eu, undeva în dezmăț și în decor, dar le este rușine să iasă în față să vină la Hristos. Când Hristos a spus, oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, și eu mă voi rușina de El în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri. Schimbarea gândirii, dragul meu, este creștinul să aibă o gândire diferită de lume. Gândirea creștinului trebuie să fie diferită de lume. Și am să vă dau un exemplu din Biblie. În 2 Împărați, capitolul 6, veți citi acasă, de la versetul 8 la versetul 23, Biblia ne rădea acolo istoria poporului Israel. Foarte pe scurt am să vă narez ce s-a întâmplat acolo. Sirienii atacau evreii. Sirienii erau puternici, erau bine organizați, iar evreii erau foarte slabi. Însă, în viața poporului evreu a intervenit Dumnezeu care îi făcea acum puternici. Ori pe unde ataca împăratul Siriei, poporul Israel își punea întărituri și nu puteau să pătrundă în poporul Israel sirienii. S-a gândit împăratul, după atâtea eșuări de război, cineva e trădător între noi. Și a luat pe toți supușii la chestionare. Ești trădător, ești trădător, ești trădător, nu, fiecare nu. Până când unul dintre supușii lui are curajul să spună, stăpâne, niciunul dintre noi nu-i trădător. Toți suntem fideli. Vreau să spun, de ce noi n-avem succes? De ce? Pentru că în Israel există un om al lui Dumnezeu. Numele lui este Elisei. Toate planurile care tu le faci în dormitor noaptea, Dumnezeu îi le descoperă acestui om și acest om se duce și spune împăratului lui Israel pe unde ataci tu și el pune acolo în tărituri, de aia noi n-avem succes. Ăla e problema. Da, puneți mâna pe el. Și s-au dus să-l prindă pe Elisei. Elisei acum este în rugăciune împreună cu slujitorul lui, cu Gehazi. Și în timp ce stă acolo și se roagă pe munte, Elisei se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu stă de vorbă cu Elisei. La un moment dat, Gehazi, care se mai roagă cu ochii deschiși și din când în când se uită mai mult împrejur decât în sus, vede că e înconjurat de sirieni. Stăpâne, stăpâne, suntem înconjurați de sirieni! Dar Elisei parcă nici n-aude și se roagă în continuare, Doamne, deschide și lui ochii să vadă. Aleluia. Când i s-au deschis ochii lui Gehazi, ce-a văzut Gehazi? Au văzut carele lui Israel cerești și călărimea lor. Și au zis, mai mult sunt cu noi decât cu ei, stăpâne! Acum aveți bine, Gehazi. Doamne, te rog un lucru. Lovește-i pe sirienii aceștia cu orbire. Și dacă ai citit numai până aici, ai zis, bă, ce om al lui Dumnezeu, dar cum, Doamne, să-i blesteme pe ăștia? Să-i lovească Dumnezeu cu orbire. Și Dumnezeu îl ascultă pe Elisei, îi lovește cu orbire. Și acum Elisei se coboară în fața lor. Căpetene ale Siriei, pe cine căutați? Căutăm un om al lui Dumnezeu. Cum îl cheamă? Elisei? Vă duc eu la el. Era chiar Elisei. I-a luat și a dus în mijlocul Samariei.
Când a ajuns în mijlocul Samariei cu toți sirienii, înconjurați de armata israeliană, acum Elisei se roagă și spune lui Dumnezeu: Doamne, și acum deschide-le ochii. Și când li s-au deschis ochii sirienilor și au văzut unde au ajuns, nu le venea nici lor să creadă. Elisei în fața lor, n-au putut pune mâna pe el. Înconjurați de armata israeliană, unul dintre capitani și chiar împăratul, fericit de acest succes, fără sânge, militar: să-i măcelăresc, părinte, să-i măcelăresc! Ascultă, împărate, îi măcelărești pe aia care e prins cu arcul tău, dar ăștia nu i-ai prins tu, ăștia i-am prins eu, sau mai bine zis, Dumnezeu. Și ce să fac cu ei? Și auziți acum o gândire duhovnicească. Știi ce să faci cu ei? Pune-i să mănânce. Ce? Pune-i la masă. Astăzi facem o masă de dragoste. Știi ce a spus Iisus? Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Asta nu, lumea spune, ce să-i dai, mă, să mânce? Dă-i mășuturi, să nu-l vezi. Însă Hristos spune, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Și făcând așa, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui, spune Solomon. Asta să fac? Da, împărate. I-au pus pe sirieni la masă. Vă dați seama cum le-o intra mâncarea pe gât. Dar cu cât drag i-o fi servit soldații israelieni. Că trebuia să-i servească frumos, zâmbind ca americanii. Știți care a fost efectul? Citiți istoria biblică. Niciodată în generația aceea sirienii n-au mai venit să atace evrei. Pentru că dragostea e mai tare ca ura. Când un om al lui Dumnezeu are această gândire duhovnicească, va proceda ca Elisei. Când are o gândire firească, va proceda ca cei din lume. Dacă în biserică Duhul Sfânt este lăsat să schimbe gândiri, El le va schimba. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Iisus a schimbat gândirea lui Zacheu, a schimbat gândirea lui Matei, acestor vameși. Deși ei aveau gândire de comerț, Hristos le-a schimbat-o într-o gândire duhovnicească. Iisus a schimbat gândirea lui Petru, a lui Iacov, a lui Ioan, care aveau concept de business. Însă Hristos le-a schimbat gândirea și a spus: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Înțelege că să vii după Hristos trebuie să accepți să-L schimbi gândirea. Și Pavel spune: orice gând îl facem rob ascultării de Iisus Hristos. Adică acceptăm acea gândire care vine de sus. Dumnezeu să te binecuvânteze. În al treilea rând și un al treilea efect este schimbarea comportamentului. Dragul meu, comportamentul nu este altceva decât un limbaj non-verbal. Vedeți, noi comunicăm prin viu grai, da? Dar noi comunicăm și prin gesturi. Noi avem gesturi, da? De exemplu, dacă eu vă fac un semn așa, ce înseamnă? Dacă fac așa, ce înseamnă? Și sunt atâtea semne gestuale prin care noi transmitem mesaje. O față crispată, când te uiți la cineva așa încruntat, ce-i transmis? Dacă te uiți zâmbind la el, ce-i transmis? Contează foarte mult semnele acestea gestuale. Apostolul, adică profetul, spune așa când vorbește despre postul plăcut mie Dumnezeu. Zice: dacă vei înlătura amenințările cu degetul. Știi ce înseamnă? Comportament. Dacă îți vei schimba comportamentul, dacă nu vei mai amenința cu degetul, dacă nu vei mai arăta cu un deget înspre alții când trei sunt îndreptate înspre tine, dacă nu vei mai vedea greșeala altuia, ci vei vedea greșeala ta, dacă vei face lucrul acesta, zice Dumnezeu, am să-ți primesc postul, dacă nu, n-am să ți-l primesc. Ce mult contează ținuta, vestimentația. De ce mireasa în ziua nunții se îmbracă în alb? De ce când ne moare cineva ne îmbrăcăm în negru? Pentru că prin ținută transmitem mesaje. De aceea în biserică e foarte important cum vii îmbrăcat. Că dacă vii îmbrăcată, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcat, tu transmiți mesaje. Și mesajele care le transmiți sunt clare. Sunt foarte clare, sunt firești, sunt ispititoare. De ce bărbatul trebuie să aibă grijă cum vine îmbrăcat în casa lui Dumnezeu? Nu vii aici oricum în pantalon scurt, în tricou, că da, e libertatea Duhului și în libertatea Duhului. Atâta deformism teologic cât este azi, n-a fost niciodată. Atâta dezmăț și atâta libertinism, că este scârbă lui Hristos de toate aceste manifestări. El nu-i prezent, doar avem impresia că e prezent.
Însă contează foarte mult ce mesaje transmitem, începând de la ținută. Știți, când mă duc în Statele Unite și mă urc pe avion, vă spun sincer, dacă capitanul aeronavei și ceilalți care sunt împreună cu el, că nu-i singur, ar fi îmbrăcați cu cercei în urechi, cu veste din ăla fără mâneci, tatuați toți, să arate așa ca și niște... Eu nu m-aș urca în avionul ăla, eu m-aș teme. Știți cum sunt îmbrăcați la 4-ace toți? Cu cravat, aranjați toți. Deci că atunci ai scos din cutie. Când te uiți la ei, zici, da, bă, ăștia sunt oameni serioși. De ce? Pentru că ținuta transmite mesaje. Cu ăștia, domnule, mă duc, indiferent ce s-ar întâmpla cu cele 4 sau 6 motoare ale avionului, ăștia știu să piloteze avionul și fără motoare le aduc până jos la sol, fără nicio problemă. Dar dacă ar fi îmbrăcați, cum vă spuneam, cu toate motoarele să meargă perfect, n-aș avea curajul să mă urc în avion. Pentru că ținuta contează. M-am uitat la păstorul dumneavoastră, aranjat la 4-ace, îmi cer scuze, eu nu mi-am luat cravată. Am zis că, domnule, vin așa să fiu mai... Dar uite așa, un păstor serios care transmite un mesaj. Nu oricum vin la casa lui Dumnezeu, îl respect pe Dumnezeu, îmi respect comunitatea, îmi respect enoriașii, îmi respect membrii și ca atare vin îmbrăcat creștinește, așa cum trebuie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragul meu, comportamentul contează. Comportamentul soțului față de soției sau al soției față de soț. Auziți? 1 Petru 3, 1 și 2. Tot astfel, nevestelor, spunea apostolul Petru, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. O soție credincioasă are un soț necredincios. Ea s-a pocăit între timp, el n-a vrut să se pocăiască. Nu, ce să facă biata femeia, mă? Să divorțeze de el? Nu! Biblia zice sub nicio formă nu divorțului. Dar ce să facă? Să-i predice toată ziua și să spună, cum a zis o soră, s-a dus la păstor și a zis, frate, nu mai știu ce să fac cu soțul meu. Soră zice, fă-i bine și dacă îi faci bine, grămădești cărbune aprinși pe capul lui. Frate, zice, eu cu apă clocotită am încercat, dar cu cărbune aprinși nu. Ea așa credea. Fără cuvânt înseamnă prin comportament. Având un comportament creștin, acel om se poate întoarce la Dumnezeu. La fel purtarea soțului față de soție, 1 Petru 3 cu 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru. Purtare înseamnă comportament. Cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Comportament față de societate, 1 Petru 2 cu 15. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, având un comportament ireproșabil creștin, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Asta spune Biblia. Și ultimul lucru, ultima schimbare despre care vreau să vorbesc, nu că n-ar fi mai multe, este schimbarea faptelor. Un creștin născut din nou are fapte diferite de oamenii din lume. Știți prin ce noi șocăm lumea? Prin ce biserica din trecut era relevantă? Biserica nu era relevantă că semăna cu lumea, ci biserica era relevantă în trecut că semăna cu Hristos. Toți oamenii din localitate știau că pocăiții nu beau, nu înjură, nu curvesc, nu fură, nu vorbesc urât. Toată lumea știa. Dacă un pocăit făcea ceva, imediat un nepocăit îi spunea, mă, dar asta faceți voi pocăiții? Faptele spun dacă tu ești născut din nou. Deci prima dată e limbajul, apoi gândirea, apoi comportamentul și apoi sunt faptele. Sunt 4 lucruri esențiale care vorbesc dacă tu ai naștere din nou sau dacă nu o ai. Ce mult contează faptele! Aș vrea să închei cu o întâmplare. Și dacă cumva m-am dus peste timp, vă rog să mă iertați. O să mai vin iară peste 5 ani la dumneavoastră. Pe vremea când eram copil, bunicul mi-a povestit o întâmplare. Eu am crescut la țară, băiat de la țară, nu de la oraș. Am crescut cu bunicul și m-a învățat să cosesc cu coasa aia, încă știu să cosesc. Poate nu vă vine să credeți, dacă nu credeți la sfârșit, dați-mi o coasă. M-am dus cu el la coasă și mergeam, coseam și când coseam așa cu el, nu știu, ăsta bunicul meu avea atunci, mai știu, vreo 70 de ani. Dar nu știu cum atâta de repede cosea el, că niciodată nu mă puteam ține cu coasa după el. Și avea impresia că numai se joacă așa și o dă-i repede, repede și tot nu ajungeam să-l ajung. Când stăteam să ne odihnim, îmi mai povestea câte o poveste. Și auzi ce îmi spune odată. Zice, auzi ce mi-a povestit
tatăl meu, pe vremea când eram eu copil. În satul nostru erau un amalgam de români, evrei și țigani. Eu nu știu ce sunt. La intrarea în sat era un evreu pe nume Rudi. Și evreul acesta avea un obicei, căsătorit cu o româncă, orice străin care venea prin satul nostru îi sărea înainte și îi zicea: cine ești? De unde ești? Vino la mine în casă? Hai să-ți dau un pahar de apă, să-ți dau o masă, să-ți dau orice. Și intra în vorbă cu el. Soția, care era româncă, mereu îi reproșa: toți străinii mi-i aduci în casă. Pe toată lumea mă aduci în casă. Dar nu mai sunt și alții. Mai ducă și alții. Iar Rudi mereu riposta: lasă, nevastă, că faptele acestea vor vorbi odată. Timpul a trecut. Într-o zi pe ulița satului a venit un copil al nimănui, cu haine rupte, flămând, obosit. Când l-a văzut Rudi, s-a rupt sufletul. S-a repezit în drum: copile, cum te cheamă? A cui ești? Unde te duci? Părinții mi-au murit în război, domnule. Mă duc la unchii mei, la Bistrița, în speranța că ei vor avea grijă de mine. Când a auzit Rudi, a zis, mi-a surâs în sfârșit norocul în viață: copile, n-am niciun copil. Soția mea n-a putut să facă copii, vreau să te înfiez. Vino în casă, uite, vezi casa asta, ți-o dau ție. Haine, tot ce am, îți dau ție, trec pe numele tău. Vreau să fii copilul meu, am eu grijă de tine, nu te mai duce până la rudele tale, nu știi dacă te vor primi sau nu. Însă după mai multe insistențe, copilul n-a vrut. Rudi oricum i-a dat să mănânce, i-a dat haine și apoi copilul a plecat. Iar a trecut timpul și a venit o vreme când au fost culeși toți evreii din România, la fel și țigani, și duși în lagărul din Auschwitz, din Polonia. Prin urmare, a fost luat și Rudi din satul nostru împreună cu soția și dus în lagărul din Auschwitz. 6 milioane de evrei în acest lagăr au fost executați. Li se dădea săpun și prosop și erau mințiți că merg să facă duș, să facă baie. Și apoi erau duși în camerele de gazare și în loc să se dea drumul la dușuri cu apă, se dădea drumul la gaz și erau gazați. După ce erau gazați și omorâți, erau aruncați în cuptoare de crematoriu, arși și apoi cenușa lor aruncată. 6 milioane de evrei au fost arși. Evreii acolo nu mai aveau identitate, ci la gât purtau un număr. Și când numărul acela era citit, evreul trebuia să pășească în față pe platou, îi se dădea săpun și prosop, zicând că merg să facă baie. Însă nu se mai întorceau niciodată de la baie. A venit și vremea lui Rudi, când numărul lui a fost citit. A pășit în față tremurând și plângând și a zis: îmi este sfârșitul. Numai că în timp ce se îndrepta spre platou, spre grupul celor chemați, cel care chema oamenii să iasă în față, s-a oprit brusc și l-a măsurat din creștet până în tălpi pe Rudi. S-a apropiat de el ofițerul acesta neamț și acum într-o limbă română perfectă l-a întrebat: tu ești Rudi? El șocat, pentru că nu mai avea o identitate decât număr. De unde mă cunoști? Îți amintești că în urmă cu 20 și ceva de ani, pe ulița satului tău a trecut un copil și a început să redea istoria? Da, zice Rudi, mă amintesc. Eu sunt acel copil. În timp ce mă îndreptam înspre unchii mei ca să mă duc să mă ia, m-au prins nemții. M-au luat și m-au dus la școala de gradați. M-au învățat limba germană și am devenit ofițer neamț. Astăzi, eu n-am uitat de acel moment când tu mi-ai redat speranța și fericirea. Astăzi vreau să spun că am puterea să te eliberez din lagăr și să te duci acasă. Unde este soția ta? Între bărbați și femei era un gard înalt și a indicat: Rudi este dincolo de gard. Am să o caut și am să dau ordin să fie eliberată, să plece acasă. Rudi s-a îndreptat atunci extaziat și plin de fericire spre gardul care despărțea pe el de soția lui și a strigat cât l-a ținut gura: ți-am zis, nevasto, că faptele acestea vor vorbi odată? Singurul evreu, spunea bunicul, care s-a întors acasă. Ceilalți nu s-au mai întors. Dragul meu, faptele tale, faptele mele, faptele noastre vor vorbi odată. Dacă nu vorbesc aici, vor vorbi în ziua judecății. În Matei 25,
31-46, când va fi marea judecată, Iisus va zice celor de la dreapta Lui: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost făgăduită. Căci mi-a fost sete, mi-ați dat să beau. Am fost flământ, mi-ați dat să mănânc. Am fost gol, m-ați îmbrăcat. Am fost străin și m-ați primit. Am fost în temniță. Când, Doamne? Când niciodată nu te-am văzut noi în astfel de circumstanțe? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Și apoi va zice celor de la stânga: plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost însetat, nu mi-ați dat să beau, am fost flământ, nu mi-ați dat să mănânc, am fost gol, nu m-ați primit, în temniță n-ați venit pe la mine, bolnav, nu m-ați vizitat și așa mai departe. Când, Doamne, că nici noi nu te-am văzut? Ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Dragul meu, în această seară te întreb, în urma acestei predici, tu ești născut din nou? Tăcerea dumneavoastră este un răspuns pentru mine. Aș vrea să facem o rugăciune, permiteți? Și în rugăciunea aceasta aș vrea să-i cerem Domnului următorul lucru. În urma acestei evangelizări, care nu-i numai pentru cei de afară, e și pentru cei dinăuntru, să-i cerem lui Dumnezeu: Doamne, naște-ne din nou! Ai milă de copiii noștri și de biserica ta. Nu vrem să fim creștini firești. Nu vrem să ajungem o biserică istorică cu tradiție, ci, Doamne, vrem să fim o biserică duhovnicească. Vrem să creștem oameni duhovnicești, oameni care să fie după voia ta, pentru că vrem să vedem și vrem să intrăm în împărăția ta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Indiferent cine ești, indiferent ce confesiune religioasă ești, fă rugăciunea asta, cum ți-am spus-o în seara asta. Spune așa: Iisuse Hristoase, să vină Duhul Tău și Tu în mine, ca să mă naști din nou și din seara asta să fiu o altă persoană. Să știe și Vita din Graști că m-am pocăit. Să știe și vecinul că m-am pocăit. Să știe și soția că m-am întâlnit cu Dumnezeu. Să știe și soțul că m-am întâlnit cu Dumnezeu. Să știe și copiii mei din casă că tata și mama s-au întâlnit cu Dumnezeu, că-s pocăiți. Că ceea ce-i tata în biserică și mama aia-s și acasă. Că nu-i alta în biserică și alta acasă. Ci Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Haideți, ridicați înaintea lui Dumnezeu. Să facem această rugăciune. Mă rog din toată inima, Dumnezeu să asculte această rugăciune. Și la această evangelizare, Domnul Iisus Hristos să facă schimbări. Să știți, cea mai mare minune nu-i transformarea, bolnavului de cancer în om sănătos, ci cea mai mare minune este transformarea păcătosului în Fiul de Dumnezeu.